Queen Prune she. Foi su prune di na mea, draga mea. Am o vorbă ca să-ți spun, Lina mea, draga mea. Am o vorbă ca să-ți spun, păi Lina mea, draga mea. Dornic de a studia muzica, adolescentul Zamfir pleacă din orașul natal, urmând între anii 1955-1961 cursurile școlii speciale de muzică situată pe strada Principatele Unite din București. În această școală, în acest liceu, am venit prima dată în 1955 și l-am cunoscut în jurul pe maestru Fălin Căluca, care mi-a devenit tutore, prieten, profesor, îndrumător, părinte în muzică și în nai. El mi-a pus primul nai în mână și m-a îndrumat către acest instrument, eu venind în liceu pentru acordeon. În felul acesta m-a descoperit. Și de atunci m-am așezat cu trupul și cu inima pe acest instrument, descoperindu-l din zi în zi, prin această contribuție uriașă. În această clasă am învățat teoria cu marele profesor Jurebiță Matei. Am învățat istoria muzicii cu Viorel Cosma și el un mare muzicolog și un mare scriitor în materie de muzică. Îl cunosc pe prietenul meu, Gheorghe Zamfir, din 1959-60. Când am venit în liceu, ne-am și apropiat și știu ce ne-a apropiat, cântecul popular. Eu cântam din Muștel muzică populară, îi plăcea că era și el argeșan și mă acompania la pian, tot timpul. Când aveam timp liber, asta făceam. Eu cântam cu vocea și el cu pianul. Cânta la multe instrumente, și la acordeon, și la pian. Eu știu să cânte la multe instrumente. După 45 de ani, timp în care a avut prin muzica pe care a cântat-o o lume întreagă la picioare, Gheorghe Zamfir revine pe holurile școlii, revăzându-și cu emoție colegii, mulți dintre ei astăzi profesori. Aici, în această pepinieră de muzicieni, fiecare încăpere, fiecare șoaptă, fiecare sunet muzical par să-i răscolească în profunzime ființa. Cândva a fost și el ca ei. Mâna dreaptă se ține dreaptă. Nu așa. E mișcare care te blochează. Deci așa. După ce la 17 ani compusese câteva melodii inspirate din folclorul românesc, Hora de Virtuozitate, Sârba Oltenească și Hora Bucureștiului, cu care obținuse câteva premii întâi și titlul de laureat pe țară, Zamfir se înscrie în 1961 la Conservatorul din București, urmând timp de 5 ani cursuri de dirijat și pedagogie. Clasă de nai nu exista pe atunci la Conservator. Arta dirijorală Zamfir o învață de la renumitul profesor și dirijor român Iosif Conta. Pasiunea lui Zamfir pentru nai avea să fie atât de puternică încât acesta încearcă încă de pe băncile școlii să schimbe naiul tradițional cu 20 de tuburi pe care cântase până atunci. El obține, prin adăugare succesivă de tuburi, naiul alto, naiul tenor, naiul bariton și naiul bas, iar mai târziu, naiul gigant. Aceste instrumente, considerate de el sacre, i-au permis să cânte doinele, cântecele de leagăn și bocetele românești. Că se scutură toți munții de lacrimi și de lumină. E ca un vulcan care coace la rădăcine și încă n-a răbufnit la scoarța terestră. Ca după o octavă și ceva să apară într-adevăr
primele sunete la suprafață, așa cum iese un izvor dintr-o stâncă. În anul 1965, încă student, Zamfir compune Doina de Jale, piesă miraculoasă de inspirație folclorică, ce va face în conjurul lumii. A urmat Doina de la Vișina, o piesă la fel de impresionantă. În 1966, Casa Românească de Discuri Electrecord îi înregistrează primul disc. Calitățile sale interpretative extraordinare, dublate de o prezență carismatică și un fizic plăcut, îl aduc pe Gheorghe Zamfir în atenția publicului larg din România. Este invitat la diverse emisiuni ale televiziunii române de către nume importante ale acesteia, precum Valeriu Lazarov și Alexandru Bocăneț. Mai multe ansambluri folclorice îl solicită ca dirijor. Dintre toate, el alege Ciocârlia, cea mai renumită orchestră populară românească de atunci, pe care a condus-o timp de 4 ani. Cu ansamblu Ciocârlia, Gheorghe Zamfir realizează turnee de mare succes atât în țară cât și în fosta URSS, în China, Polonia, Germania și Grecia. Din 1971, Gheorghe Zamfir pleacă de la Ciocârlia, preferând formula mai simplă a tarafului. Își constituie un taraf de șoc, format din mari instrumentiști populari. În septembrie 1970, realizează un turneu de 45 de zile la Paris. A fost un succes fulminant. A urmat turneul din Elveția, la fel de răsunător. Sunt filmați, fotografiați, invitați la emisiuni de radio și televiziune. Casele producătoare înregistrează mai multe discuri cu muzica lui Zamfir și a tarafului său. La Reincarnation du Dieu Pan, Le Génie de la Flûte Pan, Le Roi de la Flûte Pan, așa era apreciat Zamfir în presa străină de atunci. Urcase pe treptele înalte ale gloriei universale. La Bruxelles primește medalia de cavaler al Belgiei, apoi medalia de bronz a ducesei de Luxemburg. Sosirea în țară din turneele de succes ale lui Gheorghe Zamfir reprezenta un mare eveniment, intens mediatizat de televiziunea publică. Pe aeroport, mii de oameni îl așteptau și îl ovaționau. Iată momentul sosirii lui la București în mai 1972. Mă simt foarte mișcat. Vă mulțumesc din toată inima mea de român pentru minunata primire pe care mi-ați făcut-o și promit că și de aici înainte am să reprezint cu cinste arta noastră populară. În anul 1973, Gheorghe Zamfir înregistrează primul disc la renumita casă Philips. De atunci au urmat altele și altele, atât cu muzică populară, dar și cu muzică clasică, interpretată de Zamfir la nai, alături de mari orchestre simfonice ale lumii. Zamfir este considerat un adevărat miracol. Lucrări clasice semnate de Bach, Vivaldi, Beethoven și alți compozitori au fost ascultate pentru prima oară în interpretarea naiului său. Personalitate zbuciumată, mereu în căutare de nou în muzică, Zamfir a compus cu o frenezie greu de imaginat. În Franța, unde și-a stabilit domiciliu,